Oare se lucrează aici în primărie azi? Nu. Nu? Nu. De nu ce? S-a stabilit. Pentru că lucrăm... noi lucrăm, de exemplu, astăzi, săptămâna viitoare vor lucra alți colegi noștri. Deci recuperați eșalonat. Și recuperăm eșalonat, da. Și de, nici domn primar nu e astăzi, nu? Nu. Și la ce birou se lucrează? Taxe, impozite, se lucrează sau? Nu, lucrăm secretariat și asistență socială astăzi. Da. Bună ziua, domn primar? Da. Alex Prunean, sunteți la primărie oare? Nu. Nu, dar sunteți în localitate. Alo? O închis. Da. Alex Prunean, oare cum de nu sunteți la primărie? De cum să simte, dar a zis zi liberă. Păi nu, azi se recuperează ziua de luni. Conform legii, astăzi, sâmbătă, se recuperează ziua de 30 aprilie. Da. Se lucrează în primărie? Nu lucrează nimeni? Păi, da, acum sunt câteva persoane. Da, da, da. Da, eu sunt pătășune, undeva. Bună ziua, domn primar! Da. Alex Prunean vă deranjează. Domnul primar, ăsta aici la primărie. Primăria e închisă. Nu se recuperează azi ziua de 30 aprilie. Alo? Am zis că eu sunt aici la primărie în Câțcău. Nu se recuperează azi ziua de 30 aprilie. E închis la primărie. Dar asta recuperează ziua. Da, dar primăria e închisă, taxe, impozite, nu lucrează? Nu, la serviciu taxe și impozite nu s-a lucrat astăzi, se recuperează săptămâna ce vine, sâmbătă ce vine. Și azi primăria e închisă, toată ziua? A, nu se poate, până acum a fost cineva acolo. Păi e închisă, până la ora 12 a fost. Dar lunea, până la ora 12 se lucrează? Când? Lunea, că nu recupera ziua de luni, luni, până la 12 se lucrează. Nu se poate, trebuie să fie cineva acolo. Dacă vă zic că s-aici, primăria e închisă, e pus lacăt. I-am lăsat pe cineva acolo, nu se poate. Probabil s-a dus acasă. Dar sunt din interață, nu se poate, imposibil. Bine, domn primar.